Bună, dragii mei prieteni, eu aici am azi păpădii, eu am să o scot când trebuie rădăcina, să aveți și păpădii mare am eu aici, o scot ca să o usuc, rădăcina de păpădii este foarte bună, chiar și la cancer, chiar și la zahăr, diabet, este unica plantă din toată scara, care este foarte bună. Deci aceasta este rădăcina de păpădie. Este o rădăcină mășcată mare, la noi se zice. Acest lapte, are un lapte, este foarte bun. Este o plantă bătrână, de mulți ani, dar rădăcina aceasta ajută la foarte multe boli. Cancer, zahăr, diabet, bolile de piele, o usuci, o faci praf, o pui în cafea, ceai, este nemaipomenit. Aici mai am una, o scoci pe asta, mai am aici încă una, le scot pe toate, apoi le usuc și chiar consum și salat cu ele. Frunzele se face salată. Frunzele la păpădii se vând în magazin, în markete mari. Florile la fel. Este pentru ficat, este pentru toate bolile pe lumea asta care există.